Tatăl meu este un om foarte bun. Are mare grijă de mine. Este foarte priceput la gătit. El mereu mă complimentează, spunând că sunt drăguță. Îl iubesc foarte mult. În orice caz, uneori când se uită la mine, se întristează și spune: prea mică. Asta mă întristează și pe mine. De cealaltă parte a unei uși din casă, trăiesc o mulțime de monștri. De aceea refuz să mă duc acolo. Ascult muzică în fiecare zi și mă uit la păpușile pe care le face tatăl meu. Tatăl meu face păpuși. Are o cutie mare și rece cu o mulțime de păpuși în ea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 păpuși. Fețele lor sunt puțin mai mari decât a mea și au părul mai lung. Preferata tatălui meu este una cu părul lung și negru și fața albă. Îi spune Nakajima-san când o scoate din cutie. Mie una nu-mi place de Nakajima. Preferata mea este una cu părul șaten și ochii mici. Mă simt ciudat de fiecare dată când o privesc. Tata spune că semăn mult cu păpușa. Poate de aceea e preferata mea. Tata o iubește pe Nakajima, deci am aruncat-o în camera cu monștrii. Curând, a fost fiertă de ei. Acum, tati n-are de ales decât să mă iubească doar pe mine. După ce am aruncat-o pe Nakajima, am putut auzi vocile stranii de pe cealaltă parte. Chiar sunt mulți monștri acolo. Tati nu se va supăra pe mine. Sunt sigură că o să-mi spună în continuare că sunt drăguță. Oare ce voi primi azi la cină? Sper să fie niște carne gustoasă.